ție așa îți place, să te simți mândră că ai fost atinsă de un alt bărbat. Am și fost mândră, vezi că vezi puțin că deja o dai foarte rău. Eu nu am gândit să te deschizi la minte, nu, adică mai nu ales, ești așa. Mai ales că știi că o să mă deranjezi, știi ai. Nu, eu vezi, mai e râs, mie nu mi se pare nimic de râs. Eu nu vreau să fie atinsă Tina de niciun masor fără acordul meu și punct. Dar deocamdată nu te supăra, nu? Ți este proprietate. Ba da, este viitoarea mea soție și dacă ei nu i-ar fi convenit ca eu să mă duc undeva, nu mă duc. De cum zice așa ceva? Dacă vrea și eu în camera mea, vreau vă prea. Nu era de asta. Nu, nu era de asta. Cum dacă a zis el mai adică? A fost de înrăcat, a atins un alt bărbat. Păi că și el nu a putut să lasă. Vrea să o dea frumos. Tu nu înțelegi că vrea să o dea frumos? Bă, dar te păcălești și pe tine. Eu nu înțeleg ce tot ești. Păi nu, nu înțeleg eu de ce ești tu botul. Eu asta nu înțeleg. Că-mi văd că de ce ai ieșit de acolo? La ce am dat aploare? Spune și mie exact fraza care a putut să dea aploare la ceva. Păi vezi, nici nu știu de ce ești supărat. Dar vrei să fii supărat. Chiar nu pot să înțeleg. Fac tot posibil să fim bine, să nu ne mai certăm, să nu ne mai luăm și tu ești mosuflat. M-am enervat enorm când te-am văzut că tot faci mutră. Da, aici e ultima oară când ai plecat, îți garantez. Dacă vrei să nu-mi place tonul ăsta. Nu, e ultima oară când nici eu nu plec pe 5 mai. Dar nu ți-am zis, poți să te duci din partea mea chiar. Dacă, de exemplu, de 5 mai ne duci într-un bar de ăsta. Bun. Și să danseze toate. Îmi împinge vreuna în brațe, în timp ce stau acolo și mă filmează. Și tu crezi că eu reacționez urât? O să-i vrei una de t***e de fân. Nu, discuția asta am avut-o cu altcineva seara. Cu cine, cu Andrei? Nu, 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 cu Grigore am avut discuția asta. Ieșim pe 5 mai sau nu știu cum a fost vorba, știi? Da. Și zic, bine, și noi, o bere, două, ca băieții. Eu, îți aveai chef să glumești cu Grigore aseară, cu mine n-aveai chef să glumești. Nu, era o discuție, să văd ce răspunde. Ca și eu zice, eu merg, dar nu beau. Și de ce nu bei? Te bei și ți-e frică că fui pe alea? A stat un pic, s-a uitat. Nu, nu, că nu vreau să beau. Exact, și am că nu beau și nici nu pun mâna. Dacă oricum am văzut eu anul trecut, nu era neapărat să te bași nu în seamă, ci se băga pur și simplu în seamă cu tine. Se desfracă eu. Eu te rog la vine una, dar da, știu că am și-o pe net. Ce acum? Strici tu cu ceva? Dar nici nu poți să o împiși, pentru că s-ar simți prost. Poftim! Dar poți să-i spui, te rog, frumos! Nu, Viorel? Ar trebui să o împingă pe fata nu, care vrea să-i dați în spate. Nu, băi, ar trebui să-i zic, hai, mai. Dacă tu acum ai iubită și îți dai să-ți o fată în poale de la striptease, tu ce trebuie să-i faci? Dar îi spui că nu stai să dansezi. Se simte prost. Păi ce mă interesează pe mine? Cum să-ți dai simte prost dacă tu o împingi? Dar nu o împingi, îi spui frumos, te rog frumos, ai alege pe altcineva că eu nu vreau. Nu știu, eu merg pe alte concepții. Am mintea foarte deschisă. Nu vreau geloși paranoici. Am mintea foarte deschisă, Guri, dar aici. Aici nu am mers în striptease-uri de multe ori și nu am făcut cu niciuna nimic. Înțelegi? Mă duceam cu prietenii mei să bem. Frumos. Și eu știu cum e striptease. Te așezi jos. Te-a văzut că stai jos, vin lângă tine. Dacă nu le spui marș, nu pleacă. Din exterior, se înțelege că ai fi fost unde la un paranoic. Deci ascultă-mă și pe mine. Că asta se vede din exterior. Cum că mi-e interzice să mă duc să-mi facă, în general, nu ești de acord ca un bărbat să-mi facă masaj. Nu că acum strig la perioada asta când tu nu poți să mă atingi. În general, tu nu ești de acord ca un bărbat să mă atingă, să-mi facă masaj.